Haideți să vă arăt o modalitate prin care vă asigur că nu mai rămâneți fără materiale în zona punctelor de creștere. Folosesc forma numărul 1 din cutia de tipsuri M, mi-aleg mărimea potrivită, iar cu o carioca o să-mi fac un semn pe tips unde este zona de creștere. Fac acest lucru în ambele puncte de creștere, o să întorc tipsul și exact în zona în care se vede că a fost marcat cu carioca, încărcăm cu gel. Însă aveți grijă, nu este nevoie să puneți o cantitate foarte mare. Folosesc o lampă mică pentru a polimeriza materialul, nu este nevoie să țineți foarte mult, câteva secunde. Aici doar pentru design eu am pus și culoare în zona cuticulei. Verificăm pe unghie dacă zona încărcată coincide cu punctele noastre de creștere și apoi o să ne așezăm materialul în tips, cum facem în mod normal. Începem cu un strat pensulat, apoi adăugăm cantitate mai mare. Țineți cont la acest tips că apexul lui este destul de natural, prin urmare nu este un tips foarte înalt, deci nu avem nevoie de cantitate multă. Nu uitați că găsiți cutia de tipsuri cu 12 forme pe M-Shop și aveți și un cod de reducere Bianca20 pentru 20%. Pendii de sub unghia noastră arată impecabil, iar dacă vi se pare că nu aveți laterale, puteți oricând să mai veniți cu material. Polimerizăm din nou cu lampa, pe dedesubt avem minimul de pilire, mai mult este nevoie să nivelăm materialul. Iar în zona punctelor de creștere, unde majoritatea vă confruntați cu zona aceea transparentă, datorită acestei tehnici arată perfect. Am văzut această tehnică la un trainer din Spania, dacă nu mă înșel, și i-am zis că trebuie neapărat să o vedeți și voi după ce am testat-o și mi-a plăcut mult. Lăsați-mi în comentarii dacă v-am făcut curioasă și dacă o să o testați și voi.